dragi prieteni, un mesaj foarte important care vine din partea nimănui altuia decât acelui pe care îl iubiți, acelui pe care îl îndrăciți și îl susțineți. Primarul de Orhei, Ilan Șor. Acum 25 de ani, Republica Moldova era la începutul unui drum lung și anevoios, cel al independenței. Astfel, poporul nostru obținea dreptul de a avea propriul stat. O victorie extrem de importantă pentru poporul nostru multinațional. Cu siguranță, 25 de ani este o vârstă extrem de fragedă pentru orice țară. Este o vârstă la care totul abia începe. O vârstă la care, prin cumularea eforturilor comune și a dedicației aferente ideii stabilității, este posibilă crearea unui viitor luminos. Este cât se poate de evident că în cei 25 de ani de independență, Moldova s-a confruntat cu multiple dificultăți. Anume din aceste considerente, astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să spunem cât de mult ne iubim și cât de mult ne mândrim cu patria noastră. Pentru că este țara în care trăim. Cu părere de rău, o parte dintre politicieni consideră greșit că problemele electorale pot fi soluționate prin răspândirea sentimentelor de ranchiună și neînțelegere între membrii societății. Este o strategie periculoasă și greșită. Experiența tristă și dureroasă a țării vecine ne demonstrează că o astfel de abordare poate cauza instabilitate. Anume, din aceste considerente, sunt ferm convins că succesul poate fi realizat doar prin relații de prietenie, prin unire și prin dorința de a ne ajuta reciproc. Noi, orheienii, am demonstrat întregii țări că suntem un tot întreg. Suntem o inimă care bate în același timp și sunt sigur că doar împreună vom reuși să transformăm Republica Moldova într-o țară puternică, de orientare socială, cu o economie sigură și prosperă. Sunt mândru să conduc acest oraș care într-un an de zile a devenit un exemplu autentic pentru multe orașe din întreaga țară. În calitate de primar, voi depune toate eforturile pentru a transforma orașul Orhei într-un oraș cu adevărat de vis, cu oameni fericiți, cu condiții de trai demne. Într-un an de zile am lansat și implementat mai multe proiecte, și mai multe însă urmează. Indiferent de circumstanțe, voi lupta pentru bunăstarea dumneavoastră, pentru ca orheienii să aibă un trai decent aici, la ei, acasă. Doar împreună vom reuși să construim Europa acasă, aici, în Orhei. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine în aceste clipe dificile și vă mulțumesc că nu cedați și considerați și construim o familie unită și o întreagă echipă. Acest mesaj vine din partea primarului Ilan Șor, transmis prin intermediul avocaților lui. Mulțumim, domnule primar! Mulțumim că sunteți cu sufletul alături de noi, cu sufletul și cu inima alături de toți acești oameni minunați, alături de toți orheienii și nu doar de ei.